Etapa a 20-a diviziei A1 la volei masculin programează mâine derbiul Sălajului și al Orgolilor între formația antrenată de Mircea Abraham și echipa pregătită de Aurel Vlaicu. Chiar dacă ambele grupări trec printr-o perioadă mai puțin reușită, se anunță un spectacol în teren, dar mai ales în tribune, acolo unde și-a anunțat prezența și Galeria Zălăoană. După înfrângerea cu scorul de 3-1 de la Baia Mare, șimleoanii vor să producă surpriza și să obțină un rezultat pozitiv. Chiar dacă venim după înfrângerea de la Baia Mare, băieții sunt motivați și vor să facă un joc bun, care în final să fie plătit cu un rezultat pozitiv, a spus antrenorul celor de la Phoenix Șimleu. De cealaltă parte, zălăoanii se deplasează la Șimleu după victoria chinuită în fața Dejului cu scorul de 3-2. Chiar dacă evoluția voleibaliștilor zălăoani este în scădere, Vlaicu se gândește doar la victorie. Nu știu ce va fi, nu pot să ghicesc. Va fi un meci, probabil mergem să câștigăm ca și pe celelalte și vom vedea ce va ieși. Înaintea derbiului de la Șimleu, gruparea de sub Măgură se află pe locul 7 cu 17 puncte, în timp ce zălăoanii sunt pe poziția secundă cu 41 de puncte. Partida dintre Phoenix și Zalău va fi oficiată de o brigadă de arbitri formată din Dinu Olăhuț din Baia Mare și Andrei Savu din Cluj-Napoca. Meciul va începe la ora 18 în sala Silvania. În această etapă se mai joacă și partidele Unirea Dej, SCM Craiova, Arcada Galați, CSM Agronomia, Tomis Constanța, Dinamo București, Universitatea Cluj, LPS Piatra Neamț, iar Știința Explorări Baia Mare va sta.